Fiți mult binecuvântați cu toții, în fiecare moment al vieții este bine să fim în prezența Cuvântului Dumnezeu, să fim în prezența ceea ce zidește căsnicia noastră, ce zidește viața noastră. Așadar, astăzi suntem la seminarul numărul 4, cei 7 stâlpi ai căsniciei vom discuta, facem progrese în înțelegerea conceptului, în clădirea învățăturii pe subiect. Vă salutăm, Mino și Nina, Domnul să vă binecuvânteze. Și ne rugăm ca și astăzi să fie o zi revelatorie și astăzi să fie o zi specială în care să descoperim lucruri care construiesc viața noastră de familie. Nina, condu-ne într-o rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru bunătatea ta. Aleluia! Întotdeauna ești un tată bun, Doamne, și atunci când ne-ai creat, atunci când ai creat familia, Doamne, atunci când ai creat femeia pentru bărbat, ai vrut, Doamne, să faci toate lucrurile foarte bune. Și îți mulțumesc pentru această lucrare, Doamne. Îți mulțumesc pentru că familiile Pământului sunt binecuvântate în Tine. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că Tu vrei să avem fericire în casa noastră și îți mulțumesc că ne-o dai, Doamne. Amin. Îți mulțumesc, Tată, că toate atacurile vrășmașului asupra familiei rămân fără putere în numele lui Iisus. Amin. Da, Tată, știu că tot ceea ce Tu ai creat bun, perfect și desăvârșit, diavolul urăște și de aceea este atâta bătălie împotriva familiei astăzi. El vrea cu orice chip să distrugă frumusețea pe care Tu ai creat-o, Doamne. Dar Doamne, îți mulțumesc că Tu stai pe tron. Hallelujah. Îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeu. Hallelujah. Îți mulțumesc că prin Domnul Iisus Hristos avem biruința asupra tuturor lucrărilor întunericului. Hallelujah. Da, Tată, orice lucrare a întunericului făurită împotriva noastră și a caselor noastre, Hallelujah, rămâne fără putere în numele lui Iisus. Și noi, Doamne, ne adăpostim la umbra aripilor Tale. Hallelujah. Noi, Doamne, ne adăpostim sub principii binecuvântării Tale ca să experimentăm, Doamne, colțul de rai încă aici pe pământ. Îți mulțumesc, Tată. Îți mulțumesc că fiecare familie, Doamne, experimentează gloria Ta. Experimentăm frumusețea Ta începând din căsniciile noastre, Doamne. Începând din viețile noastre, din relația soț-soție și copii, Doamne. Îți mulțumesc că Tu întorci inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, soțul și soția devin una. În numele lui Iisus, Doamne, ai dat la o parte zidul care despărțea, Doamne, și din cei doi face una, Doamne. Îți mulțumesc, Tată. Orice ziduri create între soț și soție astăzi vrem, Doamne, să cadă la pământ. Orice întărituri ale minții și ale inimii, Doamne, să cadă la pământ. Și noi să fim una în Tine, așa cum Tu ești una în Tatăl. Haleluia! Amin! Amin! Haleluia! Domnul fie glorificat! Amin! Școala creștină online, suntem la clasa pentru familii, dezbatem tema, clădind o căsnicie trainică în cadrul acestei teme. Avem seminarul numărul 4, suntem la cei 7 stâlpi ai căsniciei. Pentru a avea o căsnicie trainică, este nevoie să investim. Amin. În mod cert, nu se poate face progres dacă nu există și conceptul sau mentalitatea de a investi. Personal, noi suntem oamenii care privim spre aspectele metodice. Amin. Ne place să luăm principii și să le plantăm în interiorul nostru, și nu ne lăsăm până nu vedem că acel principiu s-a instalat și a devenit productiv. Amin. Este felul în care vă îndrumăm și pe voi, dragi studenți, să fiți conștienți de nevoia plantării principiilor Cuvântului Dumnezeu în viața voastră, pe fiecare domeniu al vieții, și să nu lăsați să treacă învățătură pe lângă voi, peste învățătură, învățătură, peste învățătură și învățătură, peste învățătură. Și la un moment dat ne pomenim că ni se dezvoltă atât de mult capul încât creează instabilitatea aia. Știți că aici este un pericol foarte mare
În vremurile acestea, unde se găsește destul de multă informație pe destul de multe canale, destul de multe căi, în biserică, în segmentele online, în interacțiunile cu unii cu alții, parcă cunoștința a crescut enorm de mult și suntem în alergare după a asimila. Nu este un lucru greșit că vrem să cunoaștem, vrem să descoperim, dar este un lucru greșit să nu fim atenți la ceea ce Dumnezeu vorbește. Mm-hmm. Pentru că Dumnezeu vorbește, iar noi trebuie să luăm seama. Amin. Cum iei seama? Primind acel cuvânt înăuntrul tău și făcându-i loc ca el să devină productiv. Amin. Așadar, pe ceea ce învățăm în cadrul seminarilor, și descoperiți că Dumnezeu într-un mod special va duce revelație, va duce înțelegere asupra anumitor capitole, chiar dacă cere timp, că multe din învățături cer timp pentru a fi implementate, ideea în sine este că dacă pornim la drum, avem și șansa să experimentăm rezultatele călătoriei, destinația. Dar dacă rămânem doar în partea analizei și nu ne punem în mișcare, va rămâne doar informație stocată, dar neproductivă. Cuvântul lui Dumnezeu, el când vine spre noi, el se întoarce înapoi prin rodire. Amin. Acest e cuvântul lui Dumnezeu, dar depinde și de noi dacă îi permitem acelui cuvânt să rodească sau, cum spune Iacov, ne privim ca într-o oglindă și apoi descoperim lucrurile, da, asta, wow, asta trebuie să se potrivească mie, asta îmi place, asta, și apoi plecăm la fel cum am fost. N-am permis cuvântului să ne transforme. Ok, asta este parte de notificare cu grad de urgență pe clasă. Pentru tema de astăzi, pe care o dezbatem în cadrul seminarului numărul 4, aș vrea să citesc un cuvânt al Scripturilor care l-am considerat relevant pentru a sprijini fondarea celor 7 stâlpi spre căsnicia fiecăruia dintre noi. Iacov, capitolul 3, începând cu versetul 13. Da? De la 13 la 18 voi citi acest cuvânt care spune astfel. Cine dintre voi este înțelept și priceput? E cu semnul întrebării. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați. Și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Amin. Foarte frumos cuvântul de astăzi, care și cuvântul de astăzi pe care îl avem ca și fundament, ca și fundament al învățăturilor, ca să construim pe aceste cuvinte conceptul celor 7 stâlpi care aduc stabilitate în familia creștină. De ce spun în familia creștină și subliniez, este datorită faptului că familia creștină urmărește perspectiva biblică. Amin. Urmărește perspectiva celui care a fondat-o, care a întemeiat-o. De aceea familia creștină are plusuri enorme pentru a rămâne în stabilitate. Amin. Dar e nevoie ca să nu se conformeze chipului viacului acestuia, mersului lumii acesteia. Amin. Și să adopte lucrurile lumești, lucrurile firești spre contextul familiei, pentru că o va destabiliza, va deveni pe un teren jucăuș, pe un nisip mișcător. De aceea este bine, este cerință clară să rămânem statornici în cuvântul lui Dumnezeu ca și aspect fundamental. Amin. Aceste
versetele scripturilor citite, aș vrea să le conturez cumva ca și introducere, ca să sprijinim, sau spre a sprijini cei șapte stâlpi ai căsniciei, spunând, puțin parafrazat, versetul 17 din Iacov, capitolul 3, chiar dacă acolo sunt enumerate 8 caracteristici ale înțelepciunii de sus, cumva eu descoper și o asemănare între două, sau mai bine spus, vorbind despre același lucru, dar versetul 18 scoate în evidență cea de-a noua roada neprigănirii, care este pacea, da? Și aș putea spune că dacă roada Duhului exprimată în Galateni capitolul 5 vorbește despre nouă caracteristici, la fel și înțelepciunea e roditoare. Amen. Dacă ai înțelepciunea care vine de sus, tot spre nouă roade le exprimă. Eu voi sublinia în momentul de față 7 aspecte importante, dar nu în a priva și cea de-a 8-a și a 9-a care sunt în cadrul căsniciei creștine, necesare spre a fi productivă căsnicia. Dar vedem. Prima este roada integrității. Curată. Da? Pentru că înțelepciunea care vine de sus este întâi cum? Curată. Da? Cea de-a doua roadă a înțelepciunii este dovedită prin blândețe. Pașnică. Și aici vreau să fac încă de la început o paranteză și să spun, nu accept la nivel personal, în dreptul meu, nu accept să mă ascund după afirmația. Așa sunt eu, acceptă-mă. N-am ce face. Ăsta-s eu și cu asta basta. Nu. Dacă așa ești tu, vreau să-ți arăt cum este El. Și cum este El Hristos, poți să devii și tu. Amin. Ai un model, ai un target, ai spre ce să te orientezi. În momentul în care te ascunzi după cine ești tu, înseamnă că te opui transformării. Uh-huh. Okay? Deci vorbim despre roada ca blândețe. Cea de-a treia este explicată ușor de înduplecat și noi am numit-o flexibilitate. O persoană flexibilă și aspectul de a fi ușor de înduplecat nu are de-a face cu a fi ușor de înduplecat în ceea ce este rău. Ușor de înduplecat în tot ce este neprihănire. În tot ce este curăție. Că de aceea spune versetul 18 și roada neprigănirii este semănată sub steagul păcii. Da? Cea de-a patra caracteristică a înțelepciunii este îndurarea. E plină de îndurare. E plină de îndurare. Da? Cea de-a șasea, cea de-a cincea, da? Este însoțită de faptele bune. Adică clădesc binele. Nu urmăresc răul, nu urmăresc răzbunarea, nu urmăresc să lovesc atunci când cumva percep că am fost jignit sau că am fost lovit. E tendința aceea nu doar a stimilor de apărare, ci și de ofensivă, de multe ori. Na, lasă, mi-ai făcut asta, lasă că-ți arăt eu ce sunt în stare. Face cumva parte în anumite contexte unde se practică și acesta este un aspect greșit. Înțeleptul sau cel înțelepții de Dumnezeu acționează întotdeauna spre a face binele. Chiar și în ciuda acțiunilor rele. Pentru că Biblia vorbește despre o răsplată a celor care acționează în bine. Uh-huh. Și sunt dovediți ca fiind fii și fiice ale Împăratului Hristos. Cea de-a șasea este nepătinirea. Aici, în aspectul nepătinirii, nu se acționează în starea egoismului. Este starea prin care caut să fiu în stare de echilibru, întotdeauna în corectitudine. Mm-hmm. Da? În corectitudine. Nici Dumnezeu nu este părtinitor. Dragostea lui Dumnezeu este revelată pentru toți
în același fel, în aceeași măsură, în același mod exprimată. Doar că noi, de noi depinde felul în care ne conectăm cu aceasta. Și cea de-a șaptea caracteristică este sinceritatea. Da? Nefățarnică, spune aici în traducerea Cornilescu. Inima sinceră este întotdeauna binecuvântată. Numai aici vreau să spun exact cum versetul 18 spune, că poți să fii sincer în răutate. Poți să fii sincer în răzbunare. Poți să fii sincer în a ataca. Poți să fii sincer, dar dintr-o perspectivă negativă și nu una constructivă. Sinceritatea despre care noi vorbim este că ea vine în adevăr și în a sprijini viața celuilalt în consolidare, nu în distrugere. Da? De aceea este semănată în stare de pace. Ok. Un aspect luat despre versetul 17, dacă Nina vrea să împărtășească încă ceva legat de scripturile care au fost citite, sau versetele din scripturi care au fost citite. Of! E așa, cuvântul lui Dumnezeu tot timpul parcă ne pune pe nu la zid neapărat, dar ne pune la gândit. Că așa parcă m-a lovit un pic în cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtare bună faptele făcute în blândețea înțelepciunii. Pe mine m-a lovit așa un pic în minte sau în inimă versetul ăsta, că de multe ori credem că suntem foarte isteți sau foarte înțelepți și nu acționăm în blândețe atunci când ne susținem punctele de vedere. Acționăm ca să ne impunem ideile noastre. Da. Cam atât. Și apoi în versetul 17 aș putea zice că din nou curăția, apoi pașnică, pace, blândețe, flexibilitate, îndurare, roade bune, nepărtinire, nefățărnicie sunt atribute care mă rog Domnului să îmi cuprindă mintea și inima și simțămintele și întreaga viață ca să aduc roada neprihănirii semănată în pace. Amin. Amin. Ok. Continuăm aceasta să socotim că a fost parte din introducere. Continuăm și luăm în enumerare cei șapte stâlpi ai răsniciei. Ok? Și primul stâlp al răsniciei pe care trebuie să-l atingem în discuția noastră este harta mentală a iubirii. Pentru cei care doriți să scrieți, potrivit cu felul în care am în notițele mele, este formează-ți o hartă mentală a iubirii. Dacă nu reușești să vizualizezi dragostea pe care să o manifesti, atenție, dragostea poate fi vizualizată. Dragostea poate fi reperată, ok? Pentru că în forma în care Dumnezeu a manifestat-o spre noi, nu este de nedeșifrat. Dragostea, potrivit cu felul în care apostolul Pavel o scoate în evidență în 1 Corinteni 13, îi arată acțiunile. Așadar, harta mentală a iubirii trebuie să prindă un contur în mintea noastră. Amin. Un exemplu, sau să spun așa, un indiciu al hărții mentale în ce privește iubirea este dragostea acoperă totul. Nu este tocmai simplu în provocarea aceasta, dar dacă în harta mentală a iubirii mi-am fixat repere corecte, atunci mă voi orienta spre ceea ce am țintuit în vizualizare. Crede totul. Amin. Dragostea crede totul. Iubirea crede totul. Iubirea nădăjduiește.
Și sunt mai multe caracteristici, chiar vă recomand să le extrageți din 1 Corinteni 13. După calculul meu, sunt 15 caracteristici pe care le exprimă apostolul despre iubire, despre dragoste. Pot să fac o paranteză? Da. Vis-a-vis de iubirea, crede totul, îmi trece prin minte acum că de multe ori în căsnicie există acel fel de suspiciune, mereu ești suspicios și mereu ești, oare zice bine, oare e sincer cu mine, oare e sinceră cu mine, știi? Acolo unde există acea suspiciune permanentă, dragostea nu este manifestată în mod corect și mai degrabă, ca așa spune și în alt verset, că acolo unde este frică, n-am ajuns desăvârșiți în dragoste, unde e frică, unde e suspiciune permanentă, acolo nu e dragostea bine închegată. Nu știu de ce a trebuit să fac, poate cuiva i-a vorbit Domnul. Deci unde există această suspiciune permanentă, nu este dragostea reală. Domnul să ne ajute să renunțăm la aceste suspiciuni și să permitem dragostei lui Dumnezeu și încrederii să se manifeste prin noi. Amin. Imaginați-vă o oală care are capac și în momentul în care vrei să torni în acea oală pentru a umple vasul, datorită capacului, conținutul nu poate fi înmagazinat în acea oală, în acel vas. Uh-huh. Ok? Cam așa se întâmplă și din punct de vedere al a primi sau nu. Dacă îți deschizi inima în ciuda oricăror altor motive care stau împotrivă și formează capacul, dacă dai la o parte capacul, ai toate șansele să experimentezi iubirea care vrea să curgă spre tine. Uh-huh. Și aceasta este nevoie să îți autoimpui, să-ți autodetermini ființa de a se conecta. Ok, primesc. Dacă soțul spune, te iubesc, cumpa mea, imediat, în gândul tău, pe cum mă iubești dacă mi-a făcut sau mi-a spus sau nu știu ce, sau nu mi-a dat sau... Ok, dă la o parte partea aceea. Prin acțiune a minții tale, gândul care se ridică împotriva acestui atribut numit dragoste, dă la o parte. Uh-huh. Și primește. Ok, primesc. De ce? Vreau să primesc, să cred totul, dragostea ta. Și nu o voi percepe prin anumite acțiuni, ci vreau să o primesc să construiască. De ce? Să umple golul sau vasul inimii mele. Pentru că dacă tu primești dragostea înăuntrul tău, ea va începe să dea și în afară. Amin. Da? Și va curge înapoi spre soțul tău, spre soția ta, spre copiii tăi, spre mediul unde existi. Pentru că așa se umple rezervorul iubirii. Și noi, în momentul în care am acceptat dragostea lui Dumnezeu, așa spune cuvântul, că ne-a iubit înainte să-L fi iubit noi. Uh-huh. Da? Și cât timp am ținut capacul deasupra, noi n-am întâlnit dragostea Lui. Dar era acolo. Doar că priveam, poate, păi ce Dumnezeu e ăsta dacă face aia sau aia sau aia sau aia sau nu mi-a făcut aia sau... Observați că am ceva de genul ăsta este și în comportamentul familial, unde suntem în contextul soție și riscăm să ne comportăm cu capacul pus. Formează-ți o hartă a iubirii și începe să o experimentezi. Construiește în ceea ce ai vizualizat. Mm-hmm. Da? Construiește în ceea ce ai vizualizat. Felul în care ți-ai format imaginea despre dragoste în casa ta, construiește. Dezvoltă-ți în mintea ta sănătatea conceptului despre a iubi și de a te lăsa iubit. Amin. Pentru că e una din nevoile noastre fundamentale. Nevoia de a fi iubiți. Și nevoia de a iubi pe altul. Pentru că în forma aceasta dospește, se multiplică înăuntru nostru. O comunicare agreabilă, o comunicare blândă, pașnică, o comunicare în sinceritate, cum am enumerat acele caracteristici din Iacov, capitolul 3, ele toate contribuie în stare de neprigănire, în stare de îndurare, în acțiuni bune. Comunicăm verbal sau non-verbal. Comunicăm
prin acțiune, da? Sau diverse moduri prin care uneori pur și simplu prezența. Prezența poate să fie o acțiune care nici nu glăsuiește, dar nici nu dovedește activitate directă. Însă și prin aceasta comunicăm faptul că ești acolo și nu ai nimic să spui, dar pentru faptul că ești prezent, poate uneori să fie suficient. Ok? Da. Ești acolo și asta contribuie la bine. Este nevoie ca harta mentală să fie hrănită în mod reciproc. Cunoașteți partenerul, cunoașteți soțul, cunoașteți soția despre felul în care privește dragostea să fie primită sau felul în care el poate să o exprime, pentru că o exprimă prin limbaj. O să ajungem să vorbim și despre cele 5 limbaje ale iubirii într-unul din seminarii. Da? Și o să descoperim că cel mai ușor noi exprimăm iubirea spre celălalt prin felul în care o primim. Mm-hmm. Da? Felul în care noi percepem iubirea înăuntru nostru ne este cel mai ușor să o exprimăm în partea cealaltă. Dar descoperă felul în care este construită această hartă mentală și interacționează în cadrul ei. Uh-huh. Dacă nu ești interesat de felul în care celălalt percepe iubirea ta, felul în care celălalt visează despre căsnicie, despre felul în care să funcționeze familia și nu prezintă interes de a fi, în căutarea înțelegerii, atunci nu vei ajunge la inima sau la mintea partenerului tău de viață. Nu vei ajunge să construiești în nevoi și nu vei satisface această nevoie de iubire. Mm-hmm. Și sfatul pe care îl dăm în această direcție este acolo unde nu cooperează cei doi, cel puțin, fii tu pe poziție și descoperă și investește. Investește, lasă să curgă pentru că va veni ziua transformării și vei culege roadele. Și vei spune, ok, dar ce se întâmplă dacă capacul e pus? Haideți să vă spun ce se întâmplă. Dacă capacul e sus și ați observat, dacă arunci o oală cu capacul pus într-o apă mare, ce va face? Capacul va fi dat la o parte și vasul va ajunge să fie inundat. Nu te preocupa de capacul pus, preocupă-te să curgi în acea dimensiune în care să imersezi vasul acela ca să-i sară capacul la o parte. Ok. Un alt aspect pe care insistăm astăzi este de a corecta o greșeală capitală care se descoperă în multe relații și în special în relația de cuplu, în relația de soț-soție. Tendința sau așteptarea greșită ca celălalt să-ți intuiască nevoile, să-ți intuiască, în altă parte spun să-ți ghicească, pentru că e o tendință din asta, mă, dar nu ne ocupăm de ghicitorii, nu ne ocupăm de chestii de genul ăsta. Transparența, de aceea inima sinceră, e o caracteristică, din nou ne întoarcem, de aceea s-am pus fundamentul din Iacob, capitolul 3, da? Unde am vorbit despre sinceritate. Da? Caută să înțelegi, dar caută să și exprimi nevoia sau felul în care vrei să dezvolți harta mentală a iubirii în căsnicia ta, în cadrul căsniciei tale. Pentru că e un stâlp important, e fundament care se așează în temelia casei tale. Dacă ești ocupat doar de muncă, dacă ești ocupat doar de schimbatul scutecelor la copii și de a umple oalele cu mâncare, pune masa, ridică masa, ok, și ai poate alte preocupări care sunt numai în jurul tău, să-ți luxuiești cât mai bine mașina, să fie de 3 ori pe săptămână dusă la cosmetizare și să arate perfect și când intră toți în mașină copiii nu cumva să lasă o fărămitură, că explodezi, e mașina ta, e mașina visurilor tale, așa. Dacă de lucrurile acestea dar ești preocupat, vei dezvolta o stare de tensiune și cum spunea Iacob în cuvintele acelea, nu? Înțelepciunea care e venită de la Dumnezeu nu este o înțelepciune conflictuală, nu e zona de pismă, de ceartă, cum spune versetul 14. Dacă aveți în inima voastră pisma mare, un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului.
Ok. Și atunci, în sinceritate, sunt în căutare de a asimila ceea ce construiește binele casei mele. Vreau să cunosc nevoile, vreau să cunosc trăile. Și da, dacă știu că pentru soțul meu e important să-i prețuiesc munca, grija care o poartă automobilului, ok? Voi fi atentă când mă urc în mașină, voi fi atentă în așa fel să poziționez și copiii și să nu le pun ciocolata în mâini, care se topește și apoi atinge fain toată tapiseria. Și spun, în mașina aceasta, tati are această așteptare ca să nu mâncăm ciocolată, se va dezvolta un concept. Ce fac? Prețuiesc. Da? Dar în egală măsură, tati trebuie să știe când vine acasă în muncă lui mami care a făcut curățenie, să nu-și arunce hainele peste tot, chiar și în dormitorul propriu sau în baie, că este cine să vină să facă serviciu de menaj. Ok? Deci e o chestie de reciprocitate. Discută. Asta vreau să scot în evidență. Dar să discuți nu în conflict. În conflict nu se așează lucrurile, se tensionează. Dacă poți, în timp ce stai cu o cafeluță în mână, ok? Și stai la povești și discuți, uite ce fain ar fi dacă ai putea să prețuiești lucrul ăsta în dreptul meu, pentru că simt că munca mea nu este valoroasă înainte ta. Când acționezi așa, lucrul ăsta cumva strică în lăuntrul meu farmecul cu care vreau să te întâmpin. Pentru că de fapt când fac curățenie în casă, eu vreau să te întâmpin cu o casă primitoare, cu o casă caldă, cu ceva care tu să spui, wow, de-abia aștept să ajung de acolo. Ok? Comunică. Dezvoltă discuții sănătoase și contribuie la a hrăni acea hartă mentală. Dacă nu ai împărtășit și ai așteptări ca celălalt să acționeze, e o pistă greșită. Și în această zi, poate este momentul în care să-ți corectezi așteptările neexprimate. Dar pe de altă parte, trebuie să fii conștientă și de limitele sau limitările la care fiecare persoană este expusă datorită conjuncturilor constructive, da? Și să oferi timp pentru ca lucrurile să se așeze. Pentru ca lucrurile să se poziționeze în harta mentală prin care tu percepi activitatea iubirii în cadrul căsniciei tale. Însă, e nevoie de comunicare. Mergem la cel de-al doilea stâlp. Descoperiți-vă înzestrările. Descoperiți-vă înzestrările. Fiecare dintre noi avem o continuă preocupare de a ține degetul pe search, pe căutare. Și dăm la căutări. Vrem să cunoaștem cum se îmbracă unii și alții, vrem să cunoaștem cum își așează mașinile, ce tip de mașini au, ce tip de case au, vrem să știm cum se comportă într-un fel, cum se comportă în altul, să cunoaștem latura psihologică, ok? Intrăm ca și psihoterapeuți în serviciu și suntem în căutare continuă. Dar ce bine ar fi să căutăm, să descoperim cum arată sau cum e construită viața soțului sau a soției, ca să știm cum să prețuim, cum să îngrijim acele zone. Poate ochii nu ți s-au deschis încă să înțelegi că pentru tine, și subliniez, pentru tine, la momentul de față, sau de când ai intrat în legământul căsniciei, s-a așezat cea mai importantă persoană din jurul tău după ce mama te-a născut. O persoană cu care reușești să experimentezi ceea ce nu poți experimenta nici în relația cu familia biologică, triunitatea funcțională a ființei tale. Pentru că doar în cadrul familiei, la nivel de viață de cuplu, se realizează unitatea Duhului, a sufletului și a trupului. E singurul cadru, e singurul mediu în care se poate realiza această tridimensiune. Și asta Dumnezeu a făcut pentru a da stabilitate ființei umane în contextul familiei. Sfințirea o poți realiza
Și în segmentul spiritual, vorbind despre contextul bisericii în care trăim ca ființe născute din nou. Numai că nevoile pe plan spiritual, pe plan sufletesc și pe plan fizic sunt realizabile în contextul familiei. Și dacă o familie funcționează bine, va avea stabilitate, va avea progres, va avea creștere, va dospi în forma pozitivă în segmentele acestea care consolidează. Stâlpul acesta este important pentru viața de cuplu, să cunoști felul în care Dumnezeu ți-a înzestrat partenerul, soțul, soția, pe plan spiritual, pe plan sufletesc și pe plan fizic. Da? Chiar dacă sunt destul de multe asemănări între noi ca și ființe, totuși, îți mai spun un secret. Unicitatea persoanei de lângă tine trebuie să o iei în considerare. Nu s-a mai născut pe planeta asta de 6.000 de ani încoace nicio altă persoană identică cu soțul tău sau cu soția ta. Și din aceste miliarde care sunt pe Terra, el sau ea a devenit soțul tău, soția ta și a format acea ființă unică. Mm-hmm. E foarte interesantă lucrarea lui Dumnezeu, a felului în care din cei doi îi conduce la punctul de întrepătrundere pe plan spiritual, pe plan sufletesc și fizic, și îi transformă într-una. Îi formează într-o stare inseparabilă. Este un act și apostolul într-adevăr vorbește, Pavel, despre acest act ca fiind o taină, dar este o taină care se pare că se dezvăluie tot mai mult în înțelegere, pentru că pășind în legământul căsătoriei și excelând în asta, se realizează aceste obiective. De aceea, descoperă înzestrările. Fii preocupat de felul în care Dumnezeu, pe soțul tău sau pe soția ta, l-a echipat sau a fost echipată cu darurile duhovnicești. Și bucură-te de tăria ființei care poate să înalțe rugăciuni. Bucură-te de tăria pe care o are la nivelul Duhului de a avea stabilitate în mijlocul furtunii. Bucură-te de capacitatea pe care o are de a înțelege Scripturile. Bucură-te de ceea ce înseamnă ungerea care o poartă în revelațiile profetice. Bucură-te de lucrurile care... Bucură-te de blândețea pe care o poartă. Pe plan sufletesc, bucură-te de tandrețea cu care te înconjoară, de sentimentele pozitive pe care le nutrește peste tine. Ce faci prin aceasta? Bucură-te de... Continui și cu al treilea aspect. Bucură-te de aspectele fizice. Atenție foarte mare bărbaților care noi, în construcția noastră, comunicăm cu interiorul nostru și în special cu mintea noastră prin vizualizare. Atenție foarte mare la aspectul acesta. Pune frâu ochilor tăi și ațintește-ți privirea spre soția ta. Ațintește-ți privirea. Lasă ca ochii tăi să comunice interiorului tău pe plan fizic împlinirea. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește și fericește pe cel ce știe să bea sau să bea apă din fântâna lui. Și este ceva extraordinar timp de 50-60 de ani să bei apă din propriul tău puț și să te bucuri și niciodată să nu consideri pe apă expirată. De aceea construiește sănătos, vizualizează, bucură-te, apreciază, clădește constructiv și în mintea ta se va poziționa gândirea sănătoasă. Păstrează-ți ochii ațintiți spre valorile celuilalt. Și încă un aspect important în aceasta. În tot ce ai descoperit bun, nu intra în concurență cu soțul tău sau cu soția ta să te dovedești că ești mai calificat decât el sau decât ea. Motivul pentru care suntem puși împreună este tocmai ca să fim complementari. Aleluia! Suntem complementari. Dacă în el se găsește ce nu se găsește în tine, este tocmai ca să
fii completat în nevoile tale, în ceea ce te împinge și te susține mai departe în viața pe acest pământ, în relația ta cu Dumnezeu, în stabilitatea ta emoțională, în stabilitatea ta fizică. Suntem construiți în felul acesta de a fi complementari. Nu fi în concurență. Da? Pentru că e greșit să fii în competiție cu ceea ce iubești. Dacă spui că iubești și să fii în competiție, este o mare greșeală. Draga mea, îți dau loc acum tu să spui dacă vrei ceva să completezi în cadrul celor spuse până aici. Vis-a-vis de principiul ăsta, e foarte important. Practic, este fundamentul pentru care Dumnezeu ne-a pus împreună. Așa a zis Domnul, am să-i fac un ajutor potrivit. Ce înseamnă asta? Dacă eu cunosc că soțul meu are anumite calități, anumite daruri din creație, eu nu voi încerca, așa cum a fost spus, să îi dărâm acele lucruri, ci de fapt voi încerca să le pun în valoare, voi face tot ce îmi stă în putință, așa să mă ajute Dumnezeu și așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare, adică asta trebuie să facem, să sprijinim umblarea, în primul rând umblarea soțului sau a soției cu Dumnezeu, apoi umblarea chiar în societate, adică dacă are anumite înzestrări spre anumite lucruri și văd asta. Eu sunt persoana, cred că primă, care pot să-l dobor pe soțul meu sau pot să-i dau aripi. Ceilalți de lângă fac și ei într-o măsură sau alta, dar cred că eu sunt cea care îi tai aripile sau îi suflu un arip cel mai mult și contează. Adică suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru atitudinea pe care o avem față de înzestrările pe care Dumnezeu le-a pus în partenerul de lângă noi. Să le facem zborul frumos, să își împlinească destinul vieții, chemarea lui Dumnezeu sau să-i doborâm și să-și rateze destinul din cauza noastră. Pentru că se poate întâmpla, de multe ori am văzut în multe familii, chiar dacă e o persoană care ar avea chemare spre lucrarea lui Dumnezeu, spre a face lucruri mari, dacă cel de lângă nu se învoiește și mereu e pe opoziție, îi taie, uneori îi taie drumul de tot, alteori îi face urcușul așa de greu încât de multe ori poate să cadă sub povară. Doamne, ajută-ne să fim înțelepți, că e vorba despre înțelepciune. Amin. Și să practicăm, să cultivăm principiul încurajării, onoarei, de a onora viața celuilalt pe toate cele trei segmente despre care am spus, pe plan duhovnicesc, sufletesc și fizic. Încă un lucru menționat înainte de a trece la stâlpul 3 este o vorbă în popor bine cunoscută: că în spatele fiecărui bărbat puternic stă o femeie puternică și în spatele fiecărei femei puternice stă un bărbat puternic. Eu vreau să schimb puțin forma de exprimare a acestui principiu și să spun: în spatele fiecărui bărbat puternic stă o femeie care onorează și în spatele fiecărei femei puternice stă un bărbat care onorează. Amin. Pentru că din familie pleacă stabilitatea, să știți, în celelalte unghiuri ale existenței, ale acțiunilor pe care le întreprindem. Ok. Trecem la principiul sau stâlpul numărul 3. Suntem la stâlpul numărul 3. Vă readuc aminte că suntem la studiu, suntem la seminar și lucrăm împreună pe învățături care consolidează viața de familie. Stâlpul numărul 3 îmbrățișează, sărută și dăruiește-te pasional. Îmbrățișează, sărută și dăruiește-te pasional. Se spune că nevoia de îmbrățișare o avem fiecare și de a o da și de a o primi. E ceva ce transmitem profund în actul îmbrățișării. Este o stare de grijă, de tandrețe, de
Sunt multe, multe aspecte de trăiri interioare atunci când îmbrățișez. E prietenie, e compatibilitate, nu e respingere, pentru că lipsa îmbrățișării creează respingere. Și în mod cert, îmbrățișarea nu este necesară doar în dormitorul matrimonial. Îmbrățișarea este necesară și când pleci la serviciu, îmbrățișarea este necesară și când vii de la serviciu, îmbrățișarea este necesară și când pleci, într-o excursie, într-o responsabilitate, într-o delegație, când îmi venea cuvântul, sau în orice vreme. Chiar și atunci, îmbrățișarea este bună și vine foarte bine și în timp ce gătești și te oprești de la tocat cu cuțitul și la jos, nu te întorci cu cuțitul pentru a fi îmbrățișată, îl lași jos și pur și simplu te oprești și accepti îmbrățișarea. Pentru că, reține, îmbrățișarea nu e necesară doar pentru tine, e necesară și pentru celălalt. Comunică. E un act al apropierii, e un act al prețuirii, e un act al prieteniei, e un act care transmite trăiri frumoase, bune. Sărută și lasă-te sărutat sau sărutată. Lucrul acesta contează și uneori, să știți, în limitele bunului simț, desigur, acest aspect trebuie permis să se manifeste chiar și în tabloul pe care îl figurăm în fața propriilor noștri copii, indiferent de vârsta pe care o au. Lasă lucrul acesta, chiar dacă ei reacționează diferit, au felul lor de a se comporta și pun mâinile la ochi și, oh, nu-mi place. Ei iubesc acest lucru. Și cadoul pe care îl poți face copiilor tăi este să emani, să transmiți dragostea pe care o porți părintelui lor. Unii susțin despre faptul că cel mai mare cadou pe care să-l faci copiilor, iubește-le mama. Dar eu spun, da, cum și Nina spune, iubește-le și tatăl. Deci lucrul acesta, pentru că copiii în sine, oricât de buni în ochii lor ar fi părinții sau de puțin buni sau ambii au valoare. Copiii își iubesc părinții și la fel, dragostea dintre noi este cea care reflectă această imagine, acest tablou înspre ei. Sărutarea este importantă în ceea ce înseamnă comunicarea. E un mod de a comunica în viața de cuplu. Permiteți lucrul acesta. Permite să fii sărutată, permite să fii sărutat de buzele celui care te iubește. Pentru că în respingere, da, vă spun lucrul acesta pentru că personal am consiliat noi cupluri în care ea era cu vehemență după ani de căsnicie și a spus un singur lucru, nu vreau să mă sărute. Cum poți lucrul ăsta să-l accepți? Adică, și nu era cazul să stai într-o astfel de opoziție, dar ok, dăruiește-te pasional e un alt aspect. Atenție foarte mare. Apostolul Pavel vorbește despre împlinirea îndatoriilor. Dar și în tipurile de consiliere care deseori le auzim în jurul nostru pe plan de familie, pe viața de cuplu, se vorbește despre responsabilități. Și de la amvoane probabil că ați auzit această afirmație despre împlinirea îndatoririlor pe care le ai față de soțul tău sau față de soția ta și nu ești stăpân pe trupul tău și așa mai departe. Ok, dăruirea mecanică nu comunică bine. Dăruirea mecanică nu comunică ce trebuie să comunice. Învață și cultivă înăuntru tău, în special dacă nu este acest reflex al activității pasionale. Și asta nu vorbim doar despre actul conjugal, în paranteză vorbim despre actul sexual în viața de cuplu, ci vorbim inclusiv despre acea îmbrățișare când o dai. Dă-o pasional. Dă-o cu pasiune. Cuprinde acolo și să se simtă acea fibrilație. Okay? Acel tremur când ai
când ai cuprins de atenție, bărbații când îmbrățișați, dacă sunteți mai buni, voinici să nu cumva să zdrobiți ceva acolo, ok? Dar cuprinde cu brațele gingașe, cuprinde cu brațele dragostei, e stâlp al căsniciei tale. Atunci când săruți, nu săruta doar să-ți împlinești un scop, măi, te-am pupat când am plecat, nu, sănătate bună acum, ce mai vrei? Ok? Nu. Este punctul acela în care lași pasiunea să se manifeste. Și în al treilea rând este și are de-a face cu acele îndatoriri despre care vorbește apostolul Pavel în privința implicării fizice. Dar nu numai. Aș vrea să extindem inclusiv atunci când faci un lucru pentru soțul tău, pentru soția ta, fă-l cu pasiune. Fă-l cu pasiune. Floarea pe care o aduci acasă, când te duci să o culegi de pe câmp, că poate nu-ți permiți întotdeauna să o iei de la florărie, când te duci și o culegi de pe câmp, sau rup crenguța înflorită primăvara de acolo și o duci acasă, acea flori, ia-o cu pasiune și dăruiește-o cu pasiune. Când noi acționăm în actul acesta pasional, e latura noastră determinată și ne implicăm trup și suflet, e o vorbă în popor. Uh-huh. Implică-te trup și suflet. Și atunci când simți, și atunci când nu simți. Și atunci când ai chef, și atunci când ai mai puțin chef. Ok? Este clar că trebuie să fie și aspectul înțelept al relaționării și al interacțiunii dintre soț și soție și să nu fii insensibil la nevoile partenerului tău și să te comporți într-o stare înțeleaptă, potrivit cu felul în care vine, pentru că reacțiile poate să fie influențate de oboseală, de stres, de anumite situații circumstanțiale în care emoțional a fost puternic zdruncinat. Ce fac? Empatizez cu starea soțului, cu starea soției. Sunt acolo, trăiesc împreună cu el, intru în trăirile lui, intru în trăirile ei și nu stau indiferent. Ok, mergem la stâlpul numărul 4. Da, te rog, Ina. Intru într-un capitol mai sensibil, dar cred că e bine lucrurile să fie spuse cumva pe nume. Vis-a-vis de acest principiu, ideea este că în lumea creștină, neoprotestantă, uneori chiar și în aia altă, în ortodoxie și catolicism, există acest concept că sexualitatea e păcat sau că familia e doar pentru procreere. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, este o erezie, pentru că, da, e adevărat că Dumnezeu a zis creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, dar la fel Dumnezeu a pus în noi anumite lucruri, anumite dorințe și dacă El le-a pus, cred că și dorește să fie împlinite în cadrul pe care El l-a creat în căsnicie. De asta și zice să nu vă lipsiți decât doar prin bună învoială, să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea. Ori de câte ori eu, în special femeile, sunt mai pedepsitoare aici sau mai sfinte și zic, soțul meu să se înfrâneze, să se așa, nu-i suficient de pocăit, nu? Ar trebui să ne punem bine în minte și în inimă lucrurile și să ne auto-cercetăm noi femeile. Poate și bărbații trebuie, dar eu acum vorbesc femeilor mai mult și să ne gândim dacă suntem în Scriptură și să știm clar că Dumnezeu vrea să ne iubim unul pe altul și să trecem dincolo de propriile noastre idei și propriile noastre egouri. Mă înțelegeți, surorilor, ce zic? Să nu vă doară capul prea des sau să nu vă doară deloc și să căutăm întotdeauna unitatea, chiar și din punctul ăsta de vedere, să avem în vedere că slujim Domnului
inclusiv în acest act al relației de soț-soție. Poate într-un alt cadru am putea vorbi între surori mai mult. Da. În cadrul pe care astăzi îl avem, putem spune cuvintele Scripturilor care ne învață despre cumpătare și cumpătarea trebuie să fie în toate lucrurile, incluzând și aspectul matrimonial, în aspectul conjugal. Cumpătați în toate lucrurile înseamnă să trăiești o viață echilibrată și nu excentrică. Tot ce merge în aspectul excentric este dăunător. Este dăunător. Ok, mulțumim, Nina. Foarte bine punctat. Mergem spre stâlpul numărul 4. Influențează și lasă-te influențat. Influențează și lasă-te influențat. Insistăm prin a spune că nu doar unul este capabil, ci ambii sunt capabili. Amin. Nu doar unul poate, ci ambii pot. În măsura în care fiecare e capacitat, poate acționa sau reacționa. Este bine să vezi în partenerul tău potențial de a influența. Influențează viața ta, influențează copiii voștri, influențează mediul social de existență, influențează în multe aspecte și chiar în domeniile spirituale, este cu capacitate de a da și de a primi. Și aici subliniem faptul că atâta timp cât noi trăim în teritoriile împărăției lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu are de a face cu a da și cu a primi. Așadar, noi în natura noastră, în felul în care am fost concepuți de Dumnezeu, nu suntem limitați la felul în care deseori ne limitează oamenii. Pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat cu abilități, cu daruri, cum avem și la școala cealaltă și lucrăm pe subiectul acesta, avem ceva să oferim. Amin. E atât de important ca soțul sau soția să vadă această capacitate și să-i dea drumul spre a fi pusă în negoț. Și dacă femeia din Proverbe este asemănată cu acea corabie de negoț, da? Este forma aceasta să înseamnă că e capacitată și, și bărbatul la fel, e capacitatea de Dumnezeu. De aceea influențează și lasă-te influențat. Influențează soțul, influențează copiii, influențează mediile existențiale și lasă-te influențat în tot ceea ce este bine. Subliniem lucrul acesta pentru că omul care e înțelepțit de Dumnezeu trăiește nivelul integrității, al neprigănirii, al faptelor bune, potrivit cu textul citit din Iacov, capitolul 3, tot facem referire la acel cuvânt. Fiecare trebuie să iei seama bine la celălalt, da? Și să îți fixezi bine în mintea ta că nu ești mai etalat decât soțul tău, decât soția ta. Și pur și simplu, imaginează-ți piesele de puzzle, da? Imaginea aceea a căsniciei, în momentul în care ți-ai format harta mentală, ok? A iubirii. Câteva piese le deții tu și câteva piese le deține el. Și s-ar putea să fie jumii-juma. Și chiar dacă una doar deține celălalt, imaginea este incompletă. Și ar trebui să pui valoare pe celălalt ca să completeze imaginea care face fisura, care face golul, care scoate în evidență, oricât să fie un puzzle, haideți să nu luăm pe cel de 1000 de piese sau de 5000, ok? Îl luăm pe ăla de 100, ok? Dacă 99 de piese sunt puse la locul lor și una lipsește, aia una sare în ochi. Nu ești capabil să vezi imaginea întreagă sau să te bucuri de imaginea întreagă pentru că ești în căutare la acea piesă una. De aceea e important să faci loc ca celălalt să influențeze, să ocupe locul gol. De altfel, nu faci altceva decât îți rănești propria căsnicie. Îți privezi propria căsnicie de imaginea completă care să emane împlinirea. Ok? Pune preț. Descoperă, cum am vorbit la unul dintre stâlpi, da? Mi se pare că, da, a fost cel de-al doilea stâlp. Descoperă înzestrările, descoperă
felul în care celălalt este înzestrat și fă-i cadru în care să se exprime, să influențeze și la rând, să influențeze și la rândul său fiecare trebuie să permită să fie influențat. Dacă nu permitem acest lucru se întâmplă și doar unul influențează, lucrul pe care noi l-am observat este că se dezvoltă o psihologie de șef și de rob. Ok? Și atenție foarte mare. Dacă vrei să ai șef în casă, spune, el e șeful, ea e șefa. Dacă vrei să ai soț în casă, scoate-l în evidență. El este capul familiei mele. Da? El este bărbatul vieții mele, îl onorez, așadar îi voi crea cadru. Ceea ce rostești cu gura ta, șefii nu întotdeauna sunt șefi buni. Și îți pot crea o viață destul de încărcată, destul de greuță. Și știți voi cum este capitolul ăsta cu șefii și robii. Dar nu, suntem complementari, noi suntem o echipă, da? Noi suntem o echipă, noi formăm un puzzle, o imagine completă. Ok? Și fiind una, ne punem investițiile în același loc. Aleluia, ce-mi place lucrul acesta. Și nu doar investițiile financiare. Sau mai bine spus, materiale. Ok? Nu doar despre capitolul acesta, ci vorbim și despre abilitățile noastre care le punem împreună, darurile spirituale, punem viața noastră spirituală pe plan spiritual, emoțiile noastre, trăirile noastre, sentimentele noastre, experiențele noastre fizice, toate vin și se pun împreună și completează imaginea care trebuie. Dacă temperamental ești o ființă dominantă, e vremea să te disciplinezi și să nu faci din celălalt sclavul tău. Nu doar tu ai dreptate, nu doar tu ești cel care ești, trebuie să fii inițiatorul, chiar dacă din natura ta ești în zona aceea în care reacția primă e agerinea aia, despre asta e vorba, asta facem, acolo mergem. Temperează-te, echilibrează-te și creează mediul ca și celălalt să exprime. De multe ori e important cei care sunt temperamental cumva explozivi să permită mai grabă celuilalt să se exprime, dacă e parte, dacă sunt amândoi explozivi acolo, de obicei se întâmplă destul de multe bumbumuri și trebuie mai rapid care e mai rapid și atunci e o preocupare care pe care să domine. Dar ideea în sine, dragilor, este că trebuie să practicăm altruismul în orice circunstanță. Și am observat o tendință ca așa cumva celălalt să fie cu ideea, ca să spună, mă, asta e ideea ei. Wow. Asta e ideea ei. Cumva vrei să fie obținut scorul. Nu luptați pentru scor în viața familiei. Nu luptați pentru scor dacă lupți pentru scor, imaginează-ți o echipă de fotbal. Înseamnă că sunteți în competiție. care dă mai multe goluri. Nu despre asta jucăm. Nu ăsta e jocul pe teren. Este să fim parte de aceeași echipă și să învingem adversarii, dacă este cazul, nu? Și scorul ne aparține. Este al nostru împreună. Scoate în evidență, nu iată ce am reușit eu să fac. Dacă nu eram eu, dacă nu făceam eu, dacă nu eu, dacă eu, dacă nu eu, și așa mai departe. Scoți în evidență persoana ta ca să-l domini pe celălalt, să-l supui pe celălalt, să-l faci robul tău. E incorrect. Nu este un stâlp sănătos al familiei. Practică lucrul acesta, influențează și lasă-te influențat. Când observi cumva că ai cam luat, pentru că în cugetul tău deja sunt semnale care, mai iar l-ai dominat celălalt, iar ai fost agresiv în exprimare, iar ai venit tu și celălalt, ok, hai că o facem ca tine, numai să fie bine. Nu mai vreau ceartă, nu mai vreau aia, nu mai vreau aia. Dacă din poziția asta se ajunge la hotărâri, sunt mai mult armistiții decât rezolvări. Și din nou apar și multe familii ajung să explodeze datorită faptului că n-au permis cadrul în care și celălalt să simtă că este important și felul în care el gândește și felul în care el spune și felul în care el procedează are valoare în viața de cuplu. Creează cadre în care să pui în negoț tot ceea ce sunt înzestrări din viața celuilalt.
Principiul numărul 5. Mergem mai departe. Principiul numărul 5 sau stâlpul numărul 5 îl punem. Da? Suntem la cei 7 stâlpi. Ok. Așa. Treci peste lucrurile pentru care nu ai soluții de rezolvare. Admite în viața de familie că sunt lucruri care nu pot fi rezolvate. Chiar dacă am vorbit și personal am susținut, totul este cu putință celui ce crede, personal socotesc că sunt anumite dimensiuni de credința noastră nu se activează pentru nivelul acela care să facă lucrurile soluționabile, să facă rezolvabile. Și atunci poate e nevoie și de intervenția altora. Nu vreau să minimalizez principiul acesta al credinței, dar trebuie să accepți că anumite lucruri nu se vor rezolva. Va mânca cu gura deschisă și va vorbi cu gura deschisă până ce pleacă din lumea aceasta. Ok, accept-o! Nu trebuie să acționezi prin credință ca să mănânce cu gura închisă și să nu mai vorbească văzându-se mâncarea în gură. Ok, e regulă. Dacă n-a reușit, n-a reușit. E o trăsătură nativă, este ceva care vine, poate că și mama sau tata sau bunicul sau bunica sau străbunicii, tot așa au mâncat. E o genă care o poartă. E o genă comportamentală. Acceptă că acel lucru nu se va schimba. Na. Nu înseamnă că va arăta căsnicia ta dezastruos. Chiar dacă ești la un restaurant și se vede lucrul acesta. Poftim, e soțul meu, e soția mea. Aleluia. Mergem înainte. Adică oricum sunt părți perfecte și părți imperfecte în fiecare dintre noi. Și atunci trebuie să admitem că unele lucruri nu se vor schimba. Nu vorbesc despre aspecte care au de-a face cu principii de etică și de viață creștină, unde trebuie să insistăm pentru schimbare, că ne afectează caracterul, ne afectează comportamentele, ne creează fisuri în căsnicie și este important să luptăm pentru a nu exista acele fisuri, dar de aceea este și harul lui Dumnezeu încă activ să ne sprijine în actele neprihănirii noastre și să ne completeze chiar și în acele slăbiciuni care nu reușim să le îndreptăm, însă e ideal să luptăm pentru ele spre corectare. Acesta e targetul spre care clădim. Însă nu vreau să spun în această zi sub acea neprihănire, supra-neprihănire poziționată, unde omul se consideră atât de neprihănit, atât de perfect, atât de și în schimb se văd fisuri destul de clare în viața lui. Admiteți nivelul la care ești și construiește spre mai mult, e mai înțelept, e mai bogat în smerenie. Ok? De aceea, în acest principiu de a trece peste lucruri, tolerarea soțului sau soției înseamnă acoperire în dragoste. Și spuneam mai la început că dragostea acoperă totul și chiar dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Ok? Știm că sunt anumite lucruri greu de îndurat, de suportat și de tolerat, dar este clar că unele dintre acestea s-ar putea să nu se schimbe în cursul căsniciei. Și încă un lucru care îl scot în evidență astăzi în cadrul seminarului numărul 4 este că anumite aspecte care eu le văd negative în viața partenerului meu s-ar putea să fie tocmai dalta cu care Dumnezeu să șlefuiască caracterul meu. În timp ce eu vreau pe el să-l îndrept, de fapt, acel lucru mă îndreaptă pe mine. Mă șlefuiește pe mine. Și eu spun în felul acesta, în căsnicie, cei doi sunt două diamante care, a căror scoarță, sau mai bine spus, a cărui componență poate încă mai are zgură. Știți că diamantele, în principiu, ele sunt acolo acoperite în zgura lor. Și e nevoie ca bijutierul să le dăltuiască, să le formeze. Pentru școala de mâine o să avem despre caracter și o să ne ajute să înțelegem puțin despre capitolul dăltuirii. Însă, amândoi sunt diamant. Știți ce am descoperit? Doar un diamant poate șlefui un alt diamant. Doar un diamant poate șlefui un alt diamant. Și cu cât îi se șlefuiesc fațetele, dar cu atât îi crește strălucirea. Cu atât îi crește strălucirea. Așadar, e un diamant în fața ta, prețuiește-l, e o nestemată.
prețuiește-l, prețuiește-o. Da. Trebuie să accepți principiul că ești persoana potrivită lângă persoana potrivită. Bine. Și admite ca participarea celuilalt la viața ta să contribuie la îmbogățire, la înfrumusețare. E o parte care trebuie să o fixăm în mintea noastră. Să admit că soția mea nu doar că mă completează, ci contribuie și la înfrumusețarea mea interioară. Contribuie și la înfrumusețarea mea exterioară. Pentru că în momentul în care ai o viață împlinită în căsnicie, zâmbetul tău va fi frumos afară. Vei emana frumusețe în jurul tău. Ok? Multe familii se duc înspre ruină prin faptul că nu reușesc să se alinieze la acest stâlp cu numărul 5 și nu pot trece peste lucruri în privința experiențelor pe care le-au avut sau din experiențele pe care le-au avut. Și da, sunt anumite lucruri greu de depășit, cum am menționat, însă sunt posibile în a fi transformate și uneori eu insist mai îngrabă spre a lucra spre viața celui ce trebuie să treacă peste decât să iau mai întâi în lucru schimbarea celuilalt. Pentru că dacă tu reușești să-l imersezi în dragostea ta necondiționată, dacă tu reușești să-l imersezi în bunătate, în pace, în neprigănire, în curăție de inimă, în blândețea ta, în toate ce... Va fi schimbare, pentru că faptele neprigănirii produc schimbare. Nu suntem adepții abuzurilor și nu susținem, nu promovăm suferința în familie, dar promovăm stabilitatea în ciuda anumitor calități sau deprinderi așteptate de către celălalt. Mm-hmm. Aceasta este partea pe care insistăm și subliniem faptul că evadarea prin divorț în căsnicie nu este metoda lui Dumnezeu, ci consider că este o metodă umană și nu divorțul soluționează toate lucrurile. Ba dimpotrivă, amplifică în mod negativ foarte multe lucruri. De aceea, stâlpul numărul 6, treci dincolo de congestionări. Sunt aspecte care congestionează, care cumva forțează și creează colivia. Ok? Colivia vieții tale sau colivia căsniciei tale și încearcă cumva să te conecteze acolo. Dacă vei accepta că ești o pasăre din colivie și libertățile tale s-au stins și doar ți-a aruncat acolo sâmburile pe care să le iei și să te bucuri de el și spațiul tău de rotire e în cadrul coliviei tale, atunci nu vei reuși să birui spre mai mult, să treci dincolo de congestionare. De aceea, uneori este mai simplu să treci pe lângă obstacol decât să treci prin obstacol. Trebuie să umblăm în înțelepciune. De aceea vorbim despre înțelepciunea de sus. Descrisă în Iacov 3. Înțelepciunea de sus care ea are acest farmec divin de a înțelege, de a străpunge, de a acționa în neprigănire, de a crea mediul de transformare. Psihologic, niciunul dintre noi nu trebuie să cedăm în fața coliviei și să ne permitem de a fi aruncați acolo, ci fiecare trebuie să trecem dincolo de blocaje și asta trebuie implicat în actul credinței. Sunt multe lucruri care pot fi vorbite despre acest stâlp,
Dar aș vrea să mergem acum pe câteva aspecte despre idealuri. De exemplu, un lucru care poate congestiona este limitarea casei tale. Poate să fie colivia în care tu te simți prizonier. De ce? Pentru că ai 3 copii și ai 2 camere. Ok? Sau poate ai 3 copii și ai o singură cameră. E o congestionare care vrând nevrând produce un grad de presiune asupra vieții de cuplu în mai multe aspecte. Nu creează mediul relaxat al familiei. E posibil ca până ce îți pleacă copiii din cuib, o singură cameră să fie locul în care stai cu ei. Eu mă rog, sau ne rugăm în ziua de astăzi, dacă cumva sunteți vreunii într-o astfel de situație, în numele Lui Iisus să vi se lărgească teritoriile. Amin. Și să primiți inspirație, să primiți înțelegere despre cum să vă așezați familia în odihnă. Și la fel, dacă în cazul în care ați crescut în familii unde era ok 10 să trăiască într-o cameră, da? Pentru că erau 8 copii aliniați ca sărmăluța în pat și erau și 2 părinți, ok? Și lucrurile funcționau și era totul ok și plus au reușit să facă și 8 copii, asta explică activitate, și în ciuda acelor concepte din anumite vremuri, vremurile pe care le trăim forțează cumva și adaptarea noastră la un anumit sistem de gândire și un anumit sistem de valori. Nu mergeți pe premiza dacă așa a fost atunci, merge și acum, neapărat. Poate, poate funcționa, dar de ce nu privești că poate fi și ceva mai bine decât doar de a funcționa? Și atunci, aleg varianta doar de a funcționa și de a admite că asta e situația sau pot să construiesc spre ceva mai bine? Noi putem să limităm prin mintea noastră propășirea. Putem să limităm dimensiunile binelui înspre noi. Ok? Dar dacă există blocaje de genul acesta, trebuie să treci peste. Și unul din modurile prin care poți să treci, luând de exemplu pe care l-am folosit, este să admiți că vine o zi când lucrurile se vor schimba. Ce ai făcut? Ai relaxat psihicul tău și ai lăsat ușa deschisă la colivie, da? Și chiar dacă poate a încercat soțul să zăvorească, pentru mine nu mai încape discuție că nu ne mutăm de aici, asta avem, cu asta rămâne, sănătate bună. Ai vrut copii, acum crește-i. Este parte din a opera în actul credinței, ceea ce nu poate să-ți închidă nimeni decât tu însuți sau tu însuți poți să blochezi, este limita la care să gândești, limita la care să aspiri. Pentru că în interiorul tău tu poți să dezvolți actele crezului tău. Și într-o zi, dacă clădești în credință, în actul credinței tale, se va împlini. Și vă spunem, unii care și noi am pornit de la o garsonieră. Ok? Și știm ce înseamnă să ai și musafiri în garsonieră în timp ce ai și copiii cu tine. Dar Dumnezeu te scoate la vreme potrivită, la loc larg. Nu-ți limita dimensiunile la care să gândești. Gândește în inima, în gând cu Dumnezeu și lucrurile se pot pune mai departe. Posibil să fie dorințe, posibil să fie anumite nevoi reale, posibil să fie trăirile celorlalți care creează congestionării. Dar unul dintre ele poate să fie sfărăitul. Sfărăitul celuilalt care congestionează. Dom'le, nu mă pot odihni noaptea. Nu te muta în altă cameră. Nu pot să dorm. Am destule dormitoare. Da, am destule dormitoare. Mă duc în camera cealaltă. Nu mai stau în patul ăsta. Și sunt multe cupluri care, să știți că practică dormitul separat încă după noaptea nunții. Așa. Și se înțeles că așa au fost pe vremurile biblice. Doar intra la ea. Așa spune. Ok, nu permite lucrul acesta. Chiar dacă poate cumva, transpirația lor miroase puțin diferit, pentru că și funcție de locul de muncă, unde poate lucrează într-un mediu toxic sau tipul de alimentație pe care îl are, e puțin diferit. Creează mediu prin care spală hainele de, schimbă-le de, schimbă așternuturile, fă condiții de aerisire, fă... arzi bețișoare pe acolo, nu știu, fă ceva, dar rămâi în cameră acolo. Rămâi acolo, e soțul tău, e soția ta, trăiți împreună și lucrurile se disciplinează în timp, se organizează dacă aspiri spre mai mult. Însă e nevoie să treci dincolo de congestionări.
Poate volumul fizic al celuilalt este un mare deranj. Pentru că într-un pat de 1 pe 60 sau 1 pe 40 să doarmă două persoane și cu un bebe între ei sau pe lângă ei, cei mai mulți spun lângă, ca să nu strivească, okay. Nu e un lucru simplu. Nu e un lucru simplu. Ok. Poate e nevoie să intri la o cură de slăbire sau să te mulțumești cu pătrățica ta că ți-a rămas. Mulțumește-te. Mulțumește Dumnezeu că ai o ființă scumpă în viața ta și cu care poți să clădești, să-ți dezvolți un univers al iubirii și a unei căsnicii trainice, puternice, trecând dincolo de blocaje, dincolo de congestionări. Și lista poate să continue, putem enumera destul de multe. Principiul în sine, stâlpul în sine care generează stabilitatea căsniciei este că trebuie să treci dincolo de congestionări. Și asta depinde de tine, dacă dai drumul minții tale să depășească limitările cu care se confruntă. Aleluia, Doamne, ajută-ne! Bun, mergem la cel de-al șaptelea stâlp al căsniciei, da? Creează o agendă comună. Și ne apropiem de încheierea seminarului, da? Creează o agendă comună cu soțul tău. Multe familii nu au o agendă comună, ci au o agendă divizată. Fiecare cu portofelul lui, fiecare cu jobul lui, fiecare cu camera lui, fiecare cu cheia lui, fiecare cu telecomanda lui, fiecare cu telefonul lui, fiecare cu parolele lui, fiecare cu... Vreți să mai continui? Sunt multe liste care pot fi puse. Așa. Ce e al meu, e al meu. Nu. No. În căsnicie nu funcționează cu ce e al meu, e al meu. Ce e al meu e și al tău, ce e al tău e și al meu. Amin. Ok? Aceasta este partea unei agende comune. Ne formăm visuri comune în jurul agendei, în jurul hărții mentale care contribuie la formarea agendei noastre. Harta mentală iubirii, primul stâlp cu care am lucrat, lucrează bine și în relație strânsă cu fiecare dintre stâlpii enumerați, dar îl subliniem pe cel al agendei comune. Agenda comună este cea care te poate duce departe de rupturi, departe de fisuri, departe de lipsa sincerității, departe de ascunzișuri, departe de a ține conturi duble, da, în bănci în care să știi sau să ții banii ascunși de celălalt de frică ca nu cumva să te jefuiască, ok? Și așa mai departe. O inimă comună, un gând comun contribuie la o agendă comună. Faceți proiecte comune. Ok, suntem la o cameră. Trăim cu trei copii într-o cameră. Ce putem să construim mai departe? Care ar fi planul? Care sunt lucrurile care putem să renunțăm la ele? Sau ce putem să adăugăm în a putea să facem o schimbare? Poate este nevoie să apelezi la un consilier familial pentru a te sprijini pe latura financiară, să-ți dea explicații cum poți să depășești criza financiară în care te afli într-un singur salariu care vine, nu se acoperă, bine familia să poată să gândească pentru mai mult. Poate este nevoie să schimbi locul de muncă, poate e nevoie să se adauge ambele persoane la lucru. Nu știu, sunt criterii diferite care se analizează în dreptul fiecărui punct. Dar dacă doar unul și-a fixat agenda și celălalt nu, nu va fi simplu să se atingă acel scop, în special dacă celălalt e persoana dominantă care spune eu dețin controlul, eu sunt bărbatul care aduc banii în casă, totul se învârte după degetul meu. Ăștia-ți banii de cumpărături, Pampers-uri n-ai voie să schimbi mai mult decât două pe zi, dimineața și seara. În rest, mai folosești ulei de gătit ca să rezolvi problema opăriturilor și așa mai departe. Deci lucruri de genul acesta, scumpilor, clădirea unei agende comune. Noi suntem persoanele pixului și a hârtiei. Lucrăm. Lucrăm împreună, gândim împreună, acționăm împreună. Nu suntem perfecți, să nu cumva să ne luați, ok. Când vom fi perfecți, să știți că deja am plecat din lumea aceasta. Da? Ok. Când vom ajunge la punctul perfecțiunii, înseamnă că am plecat din lumea aceasta. Ne-a luat tata acasă. Dar construim și găsim lucruri care contribuie la binele nostru și zicem, ok, ne facem planul pentru o vacanță. Bun, cum construim lucrul acesta? În ce fel vom face economii? Da? Poate este nevoie să renunți la rochia aia faină care ți-ai visat-o și trebuie să pui banii deoparte, sau poate tu trebuie să renunți de a mai spăla mașina de 3 ori pe săptămână și să o speli nu acolo cu monede, cât de bă, dar ce e aia 2 euro care îi bag, eu știu, la spălătorie, sau 10 lei care îi pun la spălătorie, sau
Ok, ăia 10 lei, dacă iei și ia 2 de 3 ori pe săptămână, sunt 30 de lei și dacă îi mulțești cu peste 50 de săptămâni, deja ai făcut câteva sute de, de euro sau de dolari acolo, ok? Că ai pus deoparte și poate nu reușești să mergi în vacanță în anul respectiv, dar vei merge peste 2 ani. De ce? Pentru că ai făcut economii. Gândești într-o perspectivă administrativă corectă, făcând o agendă comună. Fă-ți agendă comună despre visurile pe care le aveți în harta iubirii mentale. Fă-ți agendă comună despre felul în care vrei să investești în viața copiilor. Uneori trebuie să gândești prioritățile, pentru că ce deții acum s-ar putea să nu deții peste câțiva ani de zile. Oricât de mult ai vrea să te poziționezi, oh, domnul va da, domnul va face, domnul așa, domnul așa, domnul așa. Domnul nu risipește. Dacă ți-a dat în vremea aceasta, s-ar putea să-ți fi dat pentru o vreme mai îndelungată. Ți-a dat sămânță care să o pui în pământ să rodească, multiplic-o. Și dacă ai copii capabili care să meargă spre școli, să nu cumva să ajungă să fie limitați datorită faptului că tu îți hrănești mai multe go-urile tale și neglijezi dezvoltarea lor. Poate e nevoie să investești în școlile lor, pentru că tendința ar fi așa, mă, mie mama și tata ce mi-au dat? Na, de aici mai departe descurcă-se și ei. Au crescut, lasă, după ce o crește, o mai vedea ei ce o mai face. Asta nu e un concept a unei agende sănătoase în opinia noastră, e libertatea fiecăruia, felul în care își construiește viața copilului, mai greu să te bagi la educarea copilor. O să avem și lecția despre creșterea copilor, dar vor fi lucruri sugestive. Noi nu putem să venim cu lucruri impuse. Ok. Însă, de a-ți fixa obiective. Unul din obiectivele pe care eu și Nina le-am fixat a fost copiii noștri să-și termine cel puțin o facultate. Să-și termine cel puțin o facultate. În ceea ce privește schimbările care s-au produs în activitățile noastre, o trebuit să facem anumite ajustări, anumite schimbări, în care să muncim și cu mâinile noastre mai mult pentru ca să putem să ne susținem copiii în facultăți. Și am spus așa, vrem când termină facultățile să nu rămână cu datorii prin bănci, prin credite, prin una, prin alta, pentru că sunt copii buni de carte, sunt capabili, vor să învețe, vor să pregătească profesional, îi sprijinim. Îi sprijinim vocațional să se dezvolte pentru visul sau idealul pe care îl au înainte ochilor. Da. E o vorbă, do the best and God will do the rest. N-am putea zice că, wow, cât de grozave am fost, Dumnezeu ne-a uimit cum și El a purtat de grijă. Am putea zice, dincolo de ceea ce am fi putut noi oferi, ca de exemplu băiatul nostru a câștigat atâtea burse, așa Dumnezeu i-a dat favor, încât noi n-am fi putut să-i susținem școala pe care a făcut-o. Deci a fost foarte scumpă. Da, școlile pe care le-a făcut, dar noi ne-am rugat și am făcut și noi partea noastră, dar Dumnezeu face dincolo. Adică să nu vă blocați nici în ideea, asta e agenda noastră, niciodată nu o să putem. Împreună cu Dumnezeu, partener, noi ne facem partea noastră, El pe-al Lui și se va rezolva. Da. Amin. Amin. Este valabil acest plan al agendei în diferite domenii ale vieții, sau poate chiar am vorbit despre toate domeniile vieții, în felul în care să-ți planifici anumite aspecte de funcționare. Pentru că fiecare dintre noi suntem limitați de anumiți factori. Unul din factorii care ne limitează este income-ul, este venitul lunar care intră în casă și visurile sau multe vise se construiesc în jurul acestui venit. Dar vă încurajăm, cum a spus și Nina, să nu limităm doar acolo, pentru că Dumnezeu poate trece dincolo să ne surprindă cu miracole. În plus, dacă în agenda ta este ca în fiecare zi să cumperi sau în fiecare săptămână să cumperi buchetul de flori, s-ar putea să nu poți să mergi să-l cumperi de la florărie, cum am spus mai în discuțiile noastre de azi în cadrul seminarului, dar s-ar putea să duci să le iei de pe câmpul de Domnul ți-l-a dat gratis. Important este că în agenda ta tu ți-ai fixat pentru fiecare săptămână să ai buchetul de flori. Ok? Și una de așteptări. Ai metode. Găsești variante, găsești soluții. Dacă nu, apelează la un prieten ca să te învețe. Ok. Agenda comună care privește aspecte despre traversarea anumitor etape în sănătate, sau poate este nevoie de agenda comună ce privește nevoile de relaxare, vacanțe, creșterea copiilor, educație, aspecte din viața maritală,
aspecte din contextul material al dezvoltării, o mașină, o casă, lucruri care dezvoltă o agendă comună. Dezvoltă o agendă comună despre umblarea cu Dumnezeu, despre visurile misionare, despre felul în care se implici în lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Dezvoltă agenda de lucru. Și ce aș vrea să mai spunem în încheierea acestui stâlp 7 care îl punctăm este următorul lucru. S-ar putea ca anumite aspecte din agenda comună pe care ați stabilit-o împreună să o duci la final de unul singur. Pentru că viața în sine are formele ei de abordare. Și chiar prin plecare la cele veșnice a soțului tău sau a soției tale, este unul din modurile prin care poți să continui să onorezi agenda pe care a stabilit-o împreună. Și dacă visul educării copiilor a fost în primul rând inspirat de către el și tu ai rămas, continuă visul acela care ați consemnat împreună că trebuie dus la capăt, în așa fel încât să fie realizabil, încât să fie dus la împlinire. Sunt aspecte care, vă asigur, din spusele multora cu care am mai stat de vorbă pe subiectul acesta, confortul interior, stabilitatea interioară, chiar dacă unii s-au recăsătorit și au format o altă căsnicie prin moartea uneia dintre parteneri, ideea este că golul din lăuntru l-au preluat cu ei dacă n-au onorat ceea ce au stabilit în mariajul dinainte. Și aici vreau să vă învăț în cazul în care sunteți vreunii dintre voi într-o astfel de situație. Nu stingeți visurile, nu stingeți planurile care le-ați întocmit în prima căsnicie cu privire la idealurile care să le formați în dreptul copiilor voștri sau în dreptul vostru personal, ci discutați-le înainte de a intra într-un nou mariaj. Puneți-le din agenda comună care să formeze obiectivele comune într-un nou mariaj, dacă este cazul să vă angrenați în așa ceva. Ok, 7 stâlpi ai căsniciei, sperăm că v-au fost de folos în expunere și vă vor fi mai de folos în practică și ne vor fi de folos tuturor mai mult în viața practică. Domnul să vă binecuvinteze, dragilor, mă bucur foarte mult că am putut să vă aduc în seminarul numărul 4. Fiți mult binecuvântați! Amen.